Constantină se examinează cauza de contencios administrativ la acțiunea reclamantului de Mihai Cristian împotriva președinției Republicii Moldova prin contestarea actului administrativ individual defavorabil, ședința publică se înregistrează audio, se verifică prezența reclamantului de Mihai Cristian. Da, Constantină nu este, dar știu că a trimis o cerere de amânare, nu știu dacă ați primit-o. Ați primit-o? Am primit-o. Da. Avocatul reclamantei Sradan Corina, prezentă. Prezentă. Partea diversă, reședință de Cicelodoro. Da, prezentă, prezentă. Calitate de persoane chiar să vă observiți informații și securitate. Prezentă, onoră, prezentă. Calitate de persoană chiar să vă are agenție, servicii publice. Carman, domnul Carman, da. La președință la Antiguare, nu ați participat. N-am participat, dar am văzut. Vă rog, de identitate și făcură. Deci și voi, adică depusă astăzi, s-a parvenit o cerere din partea reclamantului Mihai Cristian Rize, care solicită respectuos amânarea ședinței de judecată programată pentru 4 mai, deoarece, conform informațiilor primite aseară, citez așa cum scrie reclamantul, la orele 23:00, mă aflu sub pericol iminent de a fi răpit. Vă informez că în legătură cu aceste aspecte am sesizat deja SIS, Procuratura Generală, MAI și Ambasada SUA. Vă rog opinia participanților asupra cererii reclamantului de amânare a ședinței, doamna avocat. În instanță nu susținți egal ca să fie amânat procesul, data trecută în ședință de judecată. S-a amânat deoarece ASP-ul nu s-a prezentat și noi am insistat foarte mult ca să fie invitat în proces, să dea explicații instanțe și noi să putem da întrebări. Din considerentul că domnul Mihai Cristian solicită amânarea acestui proces și el și-a dorit foarte mult ca să dea întrebări ASP-ului și să ceară probe pentru susținerea poziției sale, care s-a expus asupra cererii de acordare a zilului și anume s-a expus în mod defavorabil, noi cerem instanța de judecată ca a da curs acestei cereri și de a fi respectat dreptul său la un proces echitabil și deci de a participa în ședință de judecată în mod nemijlocit. Dacă nu mă greșesc, mi se pare că este prima dată când el cere amânarea ședinței de judecată, dacă eu nu mă greșesc în arată instanță. Pentru că noi astăzi, într-adevăr, el trebuia să prezinte, el întotdeauna se prezintă la toate ședințele de judecată, indiferent. Așa că nu este o solicită ca instanța să nu aprecieze ca un motiv neserios sau cumva vreo tendință de a tergiversa examinarea judecării cauză. Asta mă gândeam și vă întreb. Acele argumente pe care le invocă reclamantul le cunoașteți și le apreciați ca fiind, eu știu, reale? Într-adevăr, există vreun pericol? În altă instanță, eu nu cunosc, dar el mi-a comunicat faptul dat, știe ce pot să spun? Cererea pe care eu astăzi am anexat-o la materiale cauze prin care am sesizat curtea de apel ca să fie verificat acest act normativ, trebuia dumnealui să duc să o depună la curtea de apel. Uh-huh. Și el m-a rugat foarte frumos, a spus că eu nu pot să ies nicăieri din casă și mi-a transmis o să mă duc eu personal pentru că a spus că el se află în pericol. Eu atâta cunosc. Vă rog, vă lăsa la discreția instanței, dar sunt argumente hilare. Hilare? La discreția instanței. În arată instanță, eu nu consider că acestea sunt niște argumente hilare. Interesul persoanei nu este de a distra instanța de judecată și de a tergiversa examinarea cauzei. Interesul este ca să fie un proces echitabil și corect. Și el a dat dovadă parcursul judecării cauzei, a avut atitudine serioasă față de instanța de judecată și față de acest proces de judecată. Din instanța judecătorească examinând cererea reclamantului, din opinia participanților antrenați în proces, într-adevăr constatând că toate ședințele judecătorești care au fost fixate pe caz 25 mai, 3 iunie, 8 octombrie, 15 noiembrie 2021 și 29 decembrie 2021, reclamantul a fost prezent în scopul neadmiterii încălcării drepturilor proceduralele acestea. Instanța va admite cererea reclamantului, va dispune amânarea ședinței la demersul acestuia, totodată va solicita părții reclamante prin
sau va solicita avocatul prezent în ședință să comunice reclamantul că amânarea este posibilă doar o singură dată, în scopul readmiterii tergiversării, ședința ulterioară, în cazul în care reclamantul va fi în imposibilitatea de a fi prezent, va fi continuată examinarea cauzei în absență acestuia în prezența avocatului ales de către reclamant personal, și anume a doamnei Corina Stratan. În legătură cu ce se propune fixarea ședinței pentru o altă dată, până la fixarea datei ședinței, domnul Paraman, data viitoare urmează doar, adică a rămas doar Agenției Serviciilor Publice să expună. O să fie asigurată prezența, da? Da, când ați fost în mai multe ședințe și cam asta a fost impedimentul de a finaliza cercetarea judecătorească. Se propune fixarea ședinței pentru o altă dată și anume, verificați, vă rog, dacă este posibilă fixarea ședinței pentru o dată de... În perioada 16 mai 6 iunie sunt în concediu de canal. Dacă este posibil înainte sau... Deci 16 mai până 6 iunie sunt în concediu de canal. Dacă este posibil stabilirea unei date interioare sau anterioare. Fixați, vă rog, cunoașteți data, ora, locul ședinței, nu vă mai cităm suplimentar, încă o dată, vă rog, 7 iunie, orele 14. Onorată instanță, eu am pregătit un scris. Chișinău, sediul Rușcan, se află cei de mare judecată a reclamantului Mihai Rizea Cristian împotriva președintelui Republicii Moldova, prin care solicită anularea respingerii cererii de acordare a azilului politic, exprimat prin hotărârea Comisiei pentru Problemele Cetățenilor. Deci, în cadrul examinării cauzei, eu ca și avocat am înaintat o cerere prin care am solicitat sesizarea Curții Constituționale, prin care am solicitat ca Curtea să verifice constituționalitatea decretului prin care a fost aprobat regulamentul de acordare a azilului politic. În legătură cu faptul că cererea dată a fost adoptată decizia Curții Constituționale din 19 aprilie 2022 și în legătură cu faptul că Curtea Constituțională a spus că această cerere este inadmisibil din considerentul că acest decret nu este un act cu exclusivitate politică, respectiv legalitatea lui urmează a fi examinată, a fi verificată de către instanța de judecată. Azi dimineață noi am depus o cerere la Curtea de Apel Chișinău, prin care am solicitat ca să fie anulat acest decret, deci o acțiune în anularea actului normativ, a decretului prin care a fost aprobat regulamentul. Din acest motiv, acest fapt îl demonstrez prin copia cererii chemare judecată pe care am anexat-o la cererea anulată. Și din acest motiv, în rata instanță, deoarece ele sunt în strânsă legătură una cu alta și în baza articolului 81 cod administrativ, cer instanța de judecată de a suspenda acest proces de judecată până când Curtea de Apel Chișinău nu se va expune asupra cererii de anulare a actului normativ. Care este motivul? Motivul este Vă referiți doar la admisibilitatea, având în vedere că suntem la o etapă deja comun, se formulează cererea de mers, suntem în faza dezbaterilor judiciare. Onorată instanță, dar asta a intervenit, deci această decizie a apărut acum, 28 aprilie, am primit-o. În legătură cu faptul dat, eu intervin ca și avocat în vederea realizării pe deplin a dreptului apărare. Eu consider că aceste procese sunt strict în interdependență unul de altul, în special până nu va verifica Curtea de Apel Chișinău legalitatea acestui act normativ, respectiv, eu consider că instanța de judecată nu poate să parcurgă mai departe la examinarea cauzei. De aceea, eu cer instanței de judecată ca să fie suspendat procesul. Bine, celălalt participant sau
Să nu cum suntem la faza de dezbatere judiciară, de faza de prezentare cererilor și demersul a fost consumată, noi suntem împotriva acestei cereri, noi susținem. În altă instanță, aceeași poziție ca președinței. Persoana judecătorească constată caracterul inadmisibil a cererii de suspendare a procesului la etapa dezbaterilor judiciare încheiere, nesusceptibilă de atac de tot odată cu fondul. La fel, instanța judecătorească aduce la cunoștință participanților prezenți în ședință că, într-adevăr, din partea reclamantului, fiind depusă în electronic, înregistrată cu numărul de intrare 10.180 și 8.040.5, 2020.